Viața lui Justin, un băiat în vârstă de 7 ani din Brașov, a luat o întorsătură dramatică acum câteva luni, atunci când i s-a făcut rău. Nu mai putea merge din cauza unei tumori cerebrale localizate în creierul mic. A fost operat la o clinică privată, însă tumora nu a fost extirpată în totalitate. Disperați, părinții săi au căutat salvarea la mai multe clinici din țară, dar și din străinătate. Au găsit-o însă numai la Iași. Mi s-a zis că trebuie reoperat. Și de medicul din Ungaria, de la Timișoara mi-a zis la fel, de la Cluj. Și eu am intrat pe link-ul care mi-a fost trimis și l-am văzut pe domnul doctor Lucian Eva și am zis nu, eu trebuie să ajung la Iași. La Spitalul de Neurochirurgie din Iași, Justin a fost supus mai multor investigații. Am decis că este o tumoră care putem scoate maximal prin toată tehnologia și experiența pe care o avem, astfel încât s-a reintervenit chirurgical și s-a scos microchirurgical tot ce se putea scoate din acea tumoră. În ciuda vârstei fragede, Justin a participat la concursuri naționale la limba română și la matematică, de unde s-a întors cu premii. Acum este fericit că își va putea relua viața de dinainte de a se îmbolnăvi. Mâna dreaptă, hai, dă mâna. Ne ridicăm un pic. Așa, bravo. Te-ai dat pe jos? Hai. Ia să te văd cum mergi. Hai, mergi mai bine acum? Ia să te văd. După cum ați văzut, este un copil olimpic la română și la matematică. A luat locul 3 la Olimpiada la aceste materii în acest an și cred că are toate șansele să fie un cetățean de seamă al acestei țări. Și faptul că sistemul sanitar din România reușește să-i ofere șansă la viața acestui copil, cred că este un semn de însănătoșire a sistemului. Iar mama sa este foarte recunoscătoare medicilor care i-au salvat viața copilului. Le mulțumesc din suflet și Dumnezeu să le dea sănătate și cât mai multe cazuri fericite ca al nostru și sunt sigură că domnul doctor și echipa au mâinile lor lucrează Dumnezeu. Tumora de care suferea Justin este vindecabilă, deoarece a fost extirpată în întregime. Însă va trebui să urmeze un tratament complementar pentru a își duce viața mai departe și pentru a își îndeplini toate visurile.